Adrian a fost răuveț, să auziți. Bun, haideți să trecem la treaba. O să avem și un tot cronologic. Prima poezie pe care am de gând o regit arată cam cum scriam pe vremea când eram un poet foarte zerist. De la pe la... cu cartea pe care te călcând, la a treia carte. Acum mulți ani, când aveam prost obicei de mă uita mai mult la televizor și mai puțin la oamenii din jurul meu, pentru că lumea se face cu oameni, nu cu știri. Și pentru că, în ciuda ceea ce vedeți, atât de des există și oameni foarte faini pe varianta asta, oameni care încearcă să schimbe ceva și ea trebuie încălărat. Bun, eu nu știam asta, mi se părea că lumea e neagră, în totalitate, de pentru care am zis poezia în timp pandemiei. Trăim în lumea în care să fii creștin e greu, fiindcă ispita e mare și mic e Dumnezeu. Nu ai timp de rugăciune și nici de pomenit. Viața e deșertăciune, trăim din amintiri, ne plângem de amar și nu vedem de fel că noi am găsit zador pământul îmbresc. Blestemele omor și pruncii le rostesc. Frați care au uitat cum mama i-a hrănit, acum s-au judecat și astfel s-au vorbit. Pământul și averea sunt concertori, nu văd de fel durerea părinților ce-i cresc. Poruncile le par povești sinosit și nici nu au habar de sfinț sau de martir. Trăiesc cu bucurie un timp a nimănui și în marea lor mândrie. Uite că sunt ai lor. Cuvinta sufletului meu mă îndeamnă la iubire, să văd cum bun Dumnezeu de la urde vire, emoționale tot ce pare, mai mare decât marea. Privesc cu ochii doi în zare și încerc să aud chemarea. Val după val, gând după gând, îmi trec acum prin față. Povestea vieții în curând se scurge de-ai viață. Val după val, gând după gând, îmi trec acum față, povestea vieții în curând se spune de-ai viață. Iar dușul roșu sângeriu devine tot mai șters, aducea roz portocaliu, iar cântu-i doar un vers. Un vers atât a mai rămas viața ce s-a dus, și parcă sunt lipsit de glas și tot ca un apus. Val după val, gând după gând, îmi trec acum prin față. Povestea vieții în curând se scurge de-ai viață. Val după val, gând după gând, îmi trec acum prin față. Povestea vieții în curând se scurge de-ai viață. Și văd că totu-i trecător și stelele și marea, iar și ca om ești doar dator să le urmezi cărarea. Să fii o stea pentru cei care se pierd în neputință, iar sufletul să-ți fie mare și credință. Val după val, gând după gând, îmi trec acum prin față. Povestea vieții în curând se spune. Val după val, gând după gând, îmi trec acum prin față. Se spune de-ai.
pe care mi l-am întors și eu de mult. E ceva la care încă lucrez, pentru că cel puțin în acțiunea mea, să fie asta e mult. Împart oamenii în trei categorii după lumina pe care e mare. Există oameni vechi care se chinuie să trăiască, se chinuie să fie așezat social, se chinuie să pară oameni, dar nu sunt. Sunt doar un astfel de om care a purtat doar o mască de viața lui, nimeni nu-i plânge de milă. Similar cu atunci când un vechi care nu mai funcționează, deci îl spunem și aia e. Apoi există oamenii lumânare, care au nevoie doar de un mic impuls pentru a străluci toată viața și a arde până la ultima suflare. Fiți oamenii care o să aprindă candelele și lumânările în cei de lângă voi. Fiți prietenii aceia pe care oricine și-ar dori să-i aibă, oamenii la care cei din jur să apeleze atunci când le e greu, pentru că e important și e înălțător să aprind candele. E o menire aproape dumnezeiască. Pentru mine, personal, au existat multe astfel de oameni și trebuie să existe pentru fiecare oameni la care să apelăm atunci când ne e greu, care să ne fie ca niște mentori în viață. Dar mai sus de atât, mai sus de candele, sunt oamenii stea, pe care îi recunoști după faptul că doar trec pe lângă tine, doar îți spun câte ceva și apoi toată ziua se face luminoasă. Brusc observi că cineva chiar ține la tine, sau poate că nici nu te-a văzut, dar ceva în tonul vocii, ceva acel om pe care îl vezi prima dată sau a doua oară total întâmplător, îți spune că e un om deosebit. Ca acești oameni aș vrea și eu să fiu și probabil că o să ajung cândva, dar mai am de lucrat. Sper ca și voi să ajungeți stele cândva. Acestea fiind spuse, privesc îndrăzneala, e creația pe care o să o cânte Armin, toate versurile mele, dar între privesc îndrăzneala și să fiu o stea, am gândit să recit o poezie pe care n-am recitat-o de destul de mult timp. Se numește Ție, Doamne, și arată pe scurt ce se petrece în sufletul unui om atunci când nu are pe nimeni să sprijine, când nu are pe cineva care să îi dea foc și încredere că poate arde cu o candelă și când nu are absolut nimic pentru care să lupte. Atunci, unii oameni copleșiți de greutățile vieții se iau într-un duel verbal cu Dumnezeu. Se iau la trânsă chiar cu Dumnezeu. Iar asta nu trebuie să fie considerat ceva blasfemiator, un păcat de neiertat, pentru că dacă nici cu el nu ne e permis să vorbim, atunci nu mai avem cu cine. Dumnezeu îi plac oamenii care își pun întrebări, îi plac oamenii care luptă pentru ce își doresc și cred că până la urmă de asta ne-a creat după chipul asemănare asta, pentru că suntem creații de unei ființe care doar a spus și s-a făcut, care a fost atât de hotărâtă încât nu i-a stat nimic în cale. Până la urmă, motoul creștinismului nu e așa cum ar spune mulți credere și nu se zice să ai îndrăznit, eu am biruit lumea. Așadar, despre îndrăzneală, despre monolog și dialog interior, despre o confruntare ipotetică cu Dumnezeu și alte asemănări, vorbește Ție, Doamne. Ce ai avut? Aș vrea să știu și eu. Prea sfinte și mărite Dumnezeu, de-ai luat în râs întreagă viața mea. Ce ai vrut să demonstrezi, măria ta? Te-ai îmbătat probabil cu nectar când îți cânta un înger lăutar. Te-ai hotărât apoi să joci barbut în haos cum n-a fost de la început. Și haosul? Deci miza acestui joc, bazat doar pe destin și pe noroc, a fost surpriză, existența mea. Dar nu prea cred că ție ți-ar păsa. Cum sunt cam săturat de rugăciuni, de tot sperat și așteptat minuni, am să-ți propun și eu un fel de joc. Cu reguli stabilite acum, pe loc. Va fi un joc de rol, căci sunt actor. Ascultă! Ce ar fi să nu mai mor? Să fiu adică eu
un Dumnezeu, iar tu să fii ce sunt acum eu. Un Dumnezeu olog și cocoșat, un cerșetor ce a fost cândva împărat și a rămas cu titlul. Viet, moșneag, un Dumnezeu ca un țigan, pribeag. Eu titlul nu ți-l iau, îl vei avea, doar nemurirea mi-o doresc a mea. Și dreptul la miracole ți-l las, este cadou meu de bun rămas. Că ai să-i vindeci, cum am spus, pe toți. Dar orice cât ai vrea, n-ai să mai poți să vindești ce te doare. Boala ta, ce chin mai mare ai putea avea? Vreau chiar să poți să-i vindești pe bolnav, să-i slobozești pe cei care sunt sclavi, să-ți spună toți cât ești tu de divin, în timp ce viața îți va fi un chin. Da, ai să-i vindești, cum am spus, pe toți. Dar orice cât ai vrea, n-ai să mai poți să vinde și te doare boala asta. Ce mai mare am spus de-a avea? Ai să gonești miloc ca un hamal și ai să-ți vin din rate raiul pe un cal. Ca ăsta e părinul meu cu Dumnezeu. Clipe care greu, mai tare mă apasă. Sunt ore în care jalea, sufletul se vasă. Și zile în care boala în mine se răsfață. Furându-mi într-o zi un dulce an din viață. Mă uit în jurul meu, tablou e domnate, în asfinții străduri, o pată de jărate. E soarele ce parcă trimite alinare și mi-amintește ea că vie tot ce moare. Privesc cu îndrăzneală spre cer și-mi este greu să deschid gura-mi strâmbă, să-L chem pe Dumnezeu. Vreau să renunț, să lupt, când îngerul-mi șoptește, ești încă pe pământ, deci Domnul te iubește. Ești încă pe pământ, deci Domnul te iubește. Zâmbesc în agonia durerilor ascunse și în față mi se șterg acele vreme apuse. Acum tot ce mă doare e lașitatea mea, pe care port în suflet că Dumnezeu vrea. Privesc cu îndrăzneală spre ce și-mi este greu să deschid gura strâmbă, să-L chem pe Dumnezeu. Vreau să renunț, să lupt, când îngerul-mi șoptește, ești încă pe pământ, deci Domnul te iubește. Ești încă pe pământ, deci Domnul te iubește. Vezi cu îndrăzneală spre cer și-mi este greu să deschid gura strâmbă, să-L chem pe Dumnezeu. Vreau să renunț, să lupt, când îngerul-mi șoptește, ești încă pe pământ, deci Domnul te iubește. Ești încă pe pământ, deci Domnul te iubește.
Da, cred că ăsta e cântecul care spune cel mai bine despre venirea omului. Până la urmă tot avem o venire și e mult pe chestia asta. Dacă suntem aici, suntem aici cu un scop. Și suntem aici pentru a le face, poate, viața mai bună celorlalți. Gândiți-vă, există oameni care nu au deloc noroc în viață. Există, spre exemplu, bunicii pierduți. Acei bunici pe care cei care ar trebui să aibă grijă de ei, nepoții sau familiile, i-au lăsat în grija altora, i-au lăsat în aziere de bătrâni sau i-au lăsat să își câștige pâinea pe stradă, făcând ce se pricep. Cred că nu e nimic mai dureros decât să vină perioada asta de sărbători în care toată lumea are câte o familie la care se întoarcă, dar tu stai consolat de faptul că ai oameni de vârsta ta cu tine, dar nu ai oameni din familia ta cu tine. Până la urmă, Crăciunul e sărbătoarea bucuriei, dar de ce bucurie poate fi vorba? Când singura întrebare care imagină pe oamenii ăștia e de ce, Doamne? Iubiți-vă, părinții și bunicii, câte aveți, altfel vor ajunge în acele centre destul de austere despre care să vorbesc în munici pierduți, sau făcând ce se pricep mai bine ca să-și câștige pâinea, cum o să spun la Armin în flori și lacrimi, care mă emoționează de fiecare dată. Dar să îi luăm pe rând. Bunici pierduți. Bunici pierduți în această lume, în care timpul este fără nume și pentru ei a amorțit când de cei dragi s-au despărțit. Acum sunt într-un loc în care privirea de se pierde în zare, așteptând parcă zile zi un semn de la ei lor copii, bucându-l la singurătate al unui pe moarte, își cer iertare și se osândesc. Se roagă mult și chiar postesc, tânjesc după ai lor copii, gândindu-se pe unde ar fi, cu ce am greșit, am fost uitat, îngrătesc iar uitat. Și fiecare în felul său îl judecă. Că a permis unui copil să-și ducă mama la adin. În colțul străzii o bătrână vinde flori la pregător și banii tremură în mână ca lacrimile unei flori. Iar psalmul 23 îngână ea nu are hodină, ar sta și ea lângă cu tot și-ar coase ce-o răpe, spunând povești cu Apolodor la dragii nepoței. Ar sta și ea lângă cu tot și-ar coase ce-o răpe, povești cu Apolodor la dragii nepoței. Dar lui sunt duși în depărtări și nu i-a mai văzut. Plecat au toți în alte țări pentru mai mult avut. Bătrâna crește acum flori și mult le îngrijește, iar diminețile în zor cu lacrimi le stropește. E tristă pe acele trotuare, încât văzând aceasta Dumnezeu își cumpără adeseori o floare pe două lacrimi și un leu. E tristă pe acele trotuare,
încât văzând aceasta Dumnezeu își cumpără adeseori floare, pe două lacrimi, un surâs și un lemn. Că deja. O să trecem la lucruri mai vesele, dar într-adevăr, că ne place sau nu, pentru unii oameni singura adinare e doar Dumnezeu. Și acum că presupun ați învățat ce trebuia învățat, o să trecem la Hotelul Vântului. Una din puținele poezii vesele pe versurile mele. Eu, după cum ați văzut, eu scriu de aici, dar dacă viața e așa natură, vă scrie și vesel. N-a fost o întâmplare ușoară pentru mine să vreau să merg la recuperare la un centru din Sibiu, să mă trezesc la un hotel, dar când te prinde noaptea, improvizezi. Și oricum trebuie să dormi undeva, nu mai cum să dormi în mașină. Așa încât eu, mama și domnul șofer am găsit pe hartă, pe GPS, un hotel frumos din capitală, așa zis, hotel cinstele, cu pene de poeme din minute, pe care am încercat să-l îngânzim. Teoretic am încercat să citesc, am văzut că nu pot, m-am pus în față dorm, am încercat să adorm și auzeam zgomote de ciudate, de fantome. Relixau numai lanțurile tărâite, că în rest aveam totul. Ei, trebuie să fac și eu ceva atunci când nu pot să dorm și dacă tot m-am pricopsit cu o partidă de insomnie, trebuia să sperii și pe mama, de pentru care i-am spus tot felul de povești cu strigoi pe care le știam din tinele horror și n-am mai dormit și nici ea. Ea a făcut postări pe Facebook, eu am făcut poezia asta, pe care apoi am publicat-o și probabil au văzut-o și cei de la hotel încât a doua zi când am redat cheile din s-a spus la recepție. Vai, dar n-am mai întâmplinat astfel de probleme până acum. Se pare că dumneavoastră sunteți ghinărătești. Da, doamnă, pur curent, s-a mai spus. Pur curent într-un mare stil. Hai. Deci, la Hotelul Vântuit, cu toate peripețiile pe care le-am povestit eu, o să le spun la Armin, cu majordom, fantomă și tot acțiune. Hai de cântă! Să vă spun o întâmplare despre o zi provocatoare în care am călătorit spre un centru inedit, în care am călătorit spre un centru inedit. Nu știu ce s-a întâmplat, dar șoferul ce m-a luat să mă ducă la spital s-a lăsat purta de val. Și așa cum nu gândești, m-am trezit la București, cazat în hotel cinstel, unde vin vedete grele, cazat în hotel cinstel, unde vin vedete. Cum s-a înnoptat să știți, ne-am simțit ca mântuiți, că s-a stins lumina toată și s-a auzit deodată. Ramădora, chimădor, cânta cu jale în cor, de vreo 2-3 maneriști, ce păreau drogați și triști. Să vă spun, m-am speriat, la recepție am sunat și a venit un moș Crăciun, majordomul băiat bun. Și a venit un moș Crăciun, majordomul băiat bun. M-am plâns că sunt bătrânit și sunt mor de obosit. M-au dus în altă parte, unde să citesc o carte. Am dormit pe bucățele, că se auzeau manele. Și
când în zon m-am trezit, aflu ce m-a bântuit. Și când în zon m-am trezit, aflu ce m-a bântuit. A fost nuntă la hotel, nuntă mare de boier. Și încep să fredonez, bani dușmani și Mercedes. Și încep să fredonez, banii dușmanii și Mercedes. Acum ați descoperit de ce nu cântă Sebi în spectacole, da? Da, dar eu mi-am descoperit o altă parte a multitalentului meu. Cred că trebuie să mă apuc cu agență, poate în discurs de manere, cu nume inspirate evident din cărți sau cu ceva, cu speranțe pentru toate mei, o să văd. Dar mai întâi trebuie să scriu texte, amin, pare că spre ce prețul de vin la cântat. Ar fi ceva interesant oricum. Bun! Trecem mai departe la singurul cover din repertoriul nostru. O melodie care se numește Între Înger și Drag și pe care, paradoxal sau nu, cred că trebuie să o cântăm în perioada asta anului, în care teoretic toată lumea e mai bună, dar în care și ispitele sunt mai mari. În care se duce o luptă în interiorul nostru, o luptă între bine și rău, și în care din nou vom interpreta un duet, pentru că asta e modelul, din lipsă de discuție, Armin va bine între lumea eu și Dracu, pentru că nu-i așa, mi s-a spus de mai multe ori, uite ce drag e copil, nu doar de dezamăgesc publicul. Probabil că asta mi-a descoperit ce talentul la actorie, dar înainte poate de asta vreau să recit și o poezie care cred eu că se potrivește tot așa despre tot ce se potrivește inima omului și credeți-mă că n-am mai fost pusă de când am fost creată. Așa încât iar va trebui să mă bazez de amintiri. A venit în urmă unui mers cu CFR-ul la Pacifer. Când trenurile merg așa încet, îți vin tot felul de idei, pentru că trebuie să fie creier ceva cât să ajungi până de acasă, ca să faci abstractire tot ce nu e ok. Se numește În mine. În mine stau un preot și un ateu, un pui de drag și un pui de Dumnezeu. În mine stau un bine și un rău, un martir și un călău. În mine stau cu minte și distant un visător poet și un savant. Sau stau apropiat, creând bucluc, un claun și un cioclu, fumând trabuc. În mine stă așa și un orog, și un campion la sport, și un astrolog. Filozof și un actor. Cum au putut să stea, vreau să știu eu, atâția oameni într-un muritor? Habar nu am, atâta spun și zeu. În mine stau un preot și un ateu. Îți lasă-i vorba. Doar un copil mi-a dat bani și mama mea să iau zahăr un chin și-un borcan de cafea. Bani în palmă îi strâng și nu știu ce să fac, că pe omul îi strâng și șoptește în drag. Ai acum banii tăi, ești aproape bărbat, își facă poker cu ei și tu plâng imediat. Mă să-ți cumperi sucări sau sticlă cu vin, mă gândea
ne fim plină. E pe umăr unde îngerul mi-a șoptit, banii nu sunt prea ferici, mama ta i-a muncit. Ai dreptul să-i duci, să-i fumezi sau să-i bei, dacă vrei banii tăi, tot ceva pentru ei. Între înger și drac, mă știu ce să fac, să ucit sau să ies, să-mi duc sau să tac. Gândul este incert, vreau sau deșert, să alerg sau să zac. Între înger și drac, între înger și drac, mă știu ce să fac, să ucit sau să ies, să-mi duc sau să tac. Gândul este incert, vreau sau deșert, să alerg sau să zac. Între înger și drac. Vin acasă și-o prind, o am altul în pat, arma în pavă o strâng, și nu știu ce să fac, de umărul strâng, cum să puște, sunt drag. Hai, îmi puște, vreau! Reptul că pe amândoi! Te-au pierdut ochii tot, te-au mulțit până roi, nu e timp de iertări! Ii, îți ia foc, am candy la oră, mă! Hai, îmi puște, vreau! De pe umărul meu, îngerul mi-a șoptit, nu învață să ieți, chiar de ea a greșit. După gratii nu-i trebuie, când o fată să fiți, sunt și alte femei, care știu aici. Între înger și drag, mă știu ce să fac, să ucit sau să iert, să înjung sau să trag. Gândul este incert, vocea sau deșert, să alerg sau să zac. Între înger și drag, între înger și drag, nu mai știu ce să fac, să ucit sau să iert, să înjung sau să tac. Gândul este incert, vocea sau deșert, să alerg sau să zac. Între înger și drag. Am acum doi copii, firma mea, banul meu, și o soție de vis, ce vă crede un zeu. Când în brațe o strâng, nu mai știu ce să fac, de pe umărul stâng, nu șoptește, un drag. Aia, umări tăi, bărbat înfurat, joacă poker cu ei și dublezi imediat, fără ce cu garcici, lăsă frața ca, nu gândi la urmări, trage coca pe nas. Ah! De pe umărul meu, îngerul mi-a șoptit, ești bogat și deștept, ești un om fericit. Nu distruge un vis, ce cu prudă îl clădești, să greșești nu-i permis, când înveți să iubești. Între înger și drag, mai știu ce să fac, să ucit sau să iert, să înjung sau să tac. Gândul este incert, vocea sau deșert, să alerg sau să zac. Între înger și drag, între înger și drag, ce să fac dacă am tare la corie? Nu! Acum, eu sper că o să faceți alegerile care contează, pentru că nimeni n-ar vrea să plece de aici către lucruri și oameni mai puțin drăguți sau către oameni direct. Așa. Trecem peste și morala fiind luată, o să continuăm cu ceva de sezon. Colinde și cântece de Crăciun, pentru că așa e frumosul perioada anului și pentru că trebuie să intrăm în timp de sărătoare. Dar eu o să-mi fac în continuare notă personală, pentru că
exact în ordinea asta lucrurile au succes. Mai întâi trebuie să scot un studiu cu manele, apoi un studiu numai despre dragi, în care eu să fiu toate rolurile. Se pare că oamenilor le place. Sper să fiți alături de mine și la partea de colinde. Știți că aici eu și pe mine nu mai avem niciun verit. Sunt niște cântece frumoase, dar care nu ne aparțin. Primul e singurătății noastre, de care nu pot să vă placă, urmată de fie timpul eu sau de câte ceva, o poezie care nu e a mea, dar îmi place foarte mult, o să vezi la timpul potrivit. Deocamdată, unii sunt singuri în noaptea de Crăciun, dar scriu poezii frumoase, alții scriu liste de Crăciun, pentru că noi așa tot trebuie să vină odată și odată au Crăciun, numai că nu mai sunt cerințele aceleași ca pe vremuri. Și o să exemplific de ce printr-o poezie numită Moș Crăciun ne s-a votat. Anul ăsta, Moș Crăciun a aflat, se pare, că în România puștii scriu câte scrisoare, ce apoi este citită și chiar corectată, și astfel, de multe ori, grav modificată. Cum să crezi că toți copiii vor să articulate bombonere, acadere și câte o ocazie? Cum să crezi că vor ghetute, ori ciocolățele, plată iarnă și beteală și iar bombonere? Astea scrisori cenzurate de părinții care se gândesc că moșul n-are bugetul prea mare să ne cumpere în dar un mic telefon, o tabletă, un laptop sau un mic smartphone. Moșul. Ei au crescut într-o perioadă când stăteai pentru banare 3 zile la coadă. Și așa cum Ceaușescu dorea să avem de toate, așa vor să crezi tu că dorim doar sănătate. Însă acum că ai aflat din aia scrisoare, deși pare un pamflet tratat ca atare, pune în grabă să te duci să stea pe mag, când Black Friday ne ofere reduceri cu drag. Asta e scrisoarea care l-a pus pe gândit, scrisă de un burș bolnav, ce s-a răzvrătit, că primea în fie ce an, în Sfântul Ajun, tot tortele și ghetote de la Moș Crăciun. Anul ăsta, Moș Crăciun nu va mai citi și va pune în sacul tău tot ce s-a gândit, ca ar face bucurie copiilor tale, că l-așteaptă cu colind și cu urare. Sărbătoare iar îmi bate în tâmple și vin colindătorii pe la noi. Mă întreb de ce au fost să se întâmple privirile în geamă de război. De Iisus ne amintim doar în noaptea de ajun. Doamne ajută să-ți spun că de ani întregi fugim, tot sperând să te întâlnim într-o noapte de Crăciun. Ne amintim doar în noaptea de ajun. Doamne ajută să-ți spun că de ani întregi fugim, tot sperând să te întâlnim într-o noapte de Crăciun. Prea sfințește clipa de lumină, că sărbătoarea azi peste tot. Dă postim iertării ce ne alină și ne întrebăm cum, Doamne, de mai pot. De Iisus ne amintim doar în noaptea de ajun. Doamne ajută să-ți spun că de ani întregi fugim, s-o sperând să te întâlnim într-o noapte de Crăciun. Dar, Doamne, mă iartă când noaptea cea sfântă în mine cresare iubirea de lut. Iubesc pământean și în cuget îmi cântă Crăciunul ce-mi pune în patimă scurt. Crăciunul ce-mi pune în patimă
să ne amintim. Doar în noaptea de ajuns, Doamne ajută să-ți spun, că de ani întregi fugim, tot sperând să te întâlnim într-o noapte de Crăciun. De Iisus ne amintim, doar în noaptea de ajuns, Doamne ajută să-ți spun, că de ani întregi fugim, tot sperând să te întâlnim într-o noapte de Crăciun. Doar cu speranțele. Și asta vreau să vă spun și o poezie de una din oamenii aceia de care m-am spus eu că m-a făcut pe mine să fiu ceea ce sunt, acelui om care a fost mine, Sorin Popritaru. A compus zilele trecute o toate dictețe ei încât probabil poate mă facă și vouă. Ce frică afară! Frică și în laie. Se sting și lumânările în sperie. Când pui de om a adormit pământ, vizând că vine moșul, dar se simt. Le-a pus sub geamul mama lui puțin, le-a mai scos afară, că poate, poate. E tristă mama, s-a rugat și ea icoanelor cu sfinte perete. Dar cine are o de niște diete pe care niciun om nu le mai vrea? Se lasă noaptea ca un flug rece și vechea mamei ochii i-a închis. Adoarme pruncul fericit în vis și fericirea somnul îi petrece. E dimineață, ochii lui mirat. N-am fost cu minte iar? De ce nu vine? Ai fost cu minte, dragul meu. Știi bine. Dar moșul vine doar la și bucă. Dacă și tristă de viață, ci viscul plânge pe dinți, pe nicio speranță în lume, și case foame și frig. Și totuși vom ține Crăciun, de-ar fi să-l plătim cu dobânzi, și tot o să întindem o masă copiilor noștri flămâni. Fie din pur rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Fie din pur rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun. Măcar să lăsăm o nădejde sărmanilor noștri copii, că Mântuitorul se naște, ne naștem și noi orice-ar fi. De-ar fi să-l plătim și rate venirea lui printre noi, ne-am vinde și ultima pâine și tot nu l-am dat înapoi. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi Moș Crăciun.
așa ca în vremuri păgâne, rămânem noi moș Crăciun. E vreme tări și-a păcii, se naște un prunc neînfrânt, și-o scară de lacrimi se întinde acum între cer și pământ. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni și la noi. Despre cum să le facem altora viața mai frumoasă și despre faptul că la fiecare trebuie până la urmă să vină la Crăciun. Despre faptul că tot ce contează sunt oameni și că Dumnezeu lucrează prin oameni și că, așa cum spunea poezia de mai devreme, moșul vine tata cei bogați, dar asta nu înseamnă să ai o vilă. Înseamnă să ai atât cât să te mulțumească, pentru că oricât de puțin ai avea mai mult decât cei au foarte mulți oameni, noi ăștia puțini avem mai mult decât ce au cei mulți, cei mulți și săraci, și cam asta ar fi în mare morala, aceeași cu romana, cu morala Savanului Mizerabil. Acum, ce aș mai putea să spun? Nouă pâine cei săraci, dar din alte colonaci. Cred că ăsta e spiritul Crăciunului și peste spiritul Crăciunului nu se poate vorbi mult. E sărbătoarea mea preferată și o sărbătoare în care cred că cuvântul de ordine e mulțumesc. Mulțumesc pentru tot. Mulțumesc, Doamne, pentru familie, pentru oamenii din jurul meu. Mulțumesc oamenilor din jurul meu pentru ceea ce fac pentru mine. Până la urmă, Crăciunul e sărbătoarea bucuriei. Probabil că și spun eu acum seama la predică, dar să nu uitați că în niciun caz Crăciun nu stă în magazine și curs pâine, care apoi fie vorba între noi, se vor deșerta absolut deloc drăguț în spitale și pâine. Crăciun nu stă în inimă. Deci, tot ce trebuie să fac și eu e să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici, că sunteți un public minunat și pentru faptul că unii dintre voi poate s-au schimbat. Uite că am făcut părinul fără să vreau și pentru faptul că unii dintre voi au cumpărat, chiar și alții o să le cumpere, dar cei mai mulți pot pleca de aici cu o amintire plăcută, zic eu, și asta e scopul nostru, asta e menirea artei în general, a folclorului în special, a poeziei cu mesaj. Mesajul pentru ei. Bun. Fără alte introduceri, vă mulțumesc! Ce poate? Am mai scăzut și alți oameni în plasa asta. Am făcut poate o greșeală când am numit poezia fix. Mulțumesc și am ales introducerea asta. Dar îmi plac aplauzele privite în avans. Așa că... De-astea sigure. Exact, de-astea singurele sigure. Acum... Exact, le-am primit. Acum puteți să mă și înjurați la finalul poeziei, pentru că v-ar trebui să mai dați în de aplauze. Dar nu, poezia se cheamă Mulțumesc. Și probabil că așa s-a întâmplat și cu Blaca, care a scris o poezie numită Poezie. Na, când e lipsă de inspirație, stai de unde nu e. Da. Ce poate fi mai pur, mai omenesc, decât să pui un sincer mulțumesc celor ce au făcut ca viața ta să fie luminoasă ca o stea? E greu să știi că orice vrei, chiar mersuri, se măsoară lei.
să știi că ce-ți dorești mai tare e doar un preț, un cort de bani. Mă cred că bunul Dumnezeu a ascultat șoful meu și a trimis oameni ca voi să mă ajute în nevoi. Și poate astfel, într-un an sau doi, voi reuși să merg ca voi, să fiu și eu un poet fericit, așa cum vezi și un dori. Să scriu povești pentru copii și mii de alte poezii în care să văd cum aș vrea, pășințul tău muza mea. Curând va veni acea zi în care singur voi porni și mult de tot eu îmi doresc să pot să vă spun mulțumesc! Acum! Sunteți un public minunat, să știți că am colindat ceva de câțiva ani de zile pe la școli și licee cu Sebi, dar în rare locuri am văzut ceea ce am văzut aici. Copii care au plâns alături de Sebi când a recitat Trist, copii care au râs alături de Sebi când a făcut pe nebunul și a cântat Manele. Sunteți minunați. Ați trăit tot spectacolul și pentru asta vă mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet că v-ați adunat atât de mulți într-o zi așa frumoasă ca să-l ascultați pe Sebi. Și vă urez la toți sărbători binecuvântate și un Crăciun fericit! Mulțumim!